Bun, salutare tuturor, sunt Zing și bine am regăsit la un nou episod de Minecraft Survival Games. Înainte să înceapă episodul, nu uitați să lăsați și voi un like, oameni buni, dacă mă susțineți și vreți să postez în continuare. Am început un pic cam târziu. Ok, fraților, vreau să vă spun că e ultima mea încercare. Fuck up, nu mai pot, deci m-am plictisit numai, bă, numai de hacker, dar vorbesc foarte serios, mă jur pe viața mea că numai hacker am dat. Numai hacker, frate, numai hacker, mamă, ia vin un cu a trei țar, familia să trăiască. Bun. E perfect așa. Revenim cu energia lui Mătaia. Sper că ești fericit, mă. Sper că ești fericit. Da, mă. Și ce pot să vă spun și eu? Fraților, am de discutat câteva chestii importante și vă rog să stați până la sfârșitul clipului dacă vreți să aveți parte de o surpriză. Pentru că chiar dacă îl pierd, îl pun pentru că m-am săturat, nu mai pot. E al cincilea episod în care, bă, dau de la 15 blocuri ăștia. Ba, nu se dau în spate, fucked up, nu mai pot. Bun, un ce e destul de ok, hai să vedem. E dimineață și nu prea m-am antrenat nicio treburi, chestii, hai să le aruncăm pe astea. Și da, mă, fraților, mă. E destul, pișat, pișat, tot, nu mai pot. Nu mai pot, nu mai vreau, nu mai hacker și nici n-am timpul ăla necesar să filmez pentru că trebuie să plec la școală și n-am postat nimic. Și, hop, oricum asta sigur apare diseară pentru că deja e prea târziu pentru dimineață. Ca să-l mai postez dimineața, adică. Și da, e un pic cam greu cu YouTube ăsta, mă. Bun, mă. După cum ați văzut din titlu, apare a. Hai să vedem ce am aruncat ăsta. Avea rol ceva? Am băț, hai să iau bățul. Fuck off. Bun. Din titlu ați văzut că apare a treia melodie etnic, care pur și simplu e un fel de rap așa un pic mai idiot cu jazz, un fel de jazz, deci un fel de rap jazz, așa. Rap-ul poate fi făcut oriunde, oricând, pe orice fel de instrumental. Bine, dar nu de alea cu. Și soarele răsare, nimeni nu doarme. Nu de la. Nu știu, ăla nu e underground, chestii, treburi, bine. Și vă zic eu că o să vă placă melodia. Oricum e amuzantă, are chestii multe, șmechere. Nici nu pot, o să vă dau un pic de spot. Este vorba de atitudinea mea față de cei care pur și simplu, nu neapărat că mă jignesc, dar pur și simplu mă iau la mișto și nu știu, își bat joc de chestia asta că eu mai cânt și mai fac chestii. Da, cânt că vreau și că simt nevoia, n-am, care e problema ta și am pus și eu câteva chestii pe acolo. Oricum nu o să fac un teaser sau ceva de genul pentru că n-am avut timp să înregistrez nimic. Oricum versurile și beat-ul sunt gata. Așa că eu vă invit cu mare plăcere să o urmăriți și să o ascultați și să o share-uiți de. Nu se mai poate când apare melodia asta. Și deci vreau să vă anunț că apare undeva pe la începutul lui noiembrie. 5-6 pe acolo, nu știu chestii. Și na, sau mai devreme, depinde. Na. Pot să o pun și acum, nu știu cât mai am timp să înregistrez, pentru că na, trebuie să, nu știu, trebuie să fii și ok, trebuie să ai și cheful ăla, că dacă așa nu merge, nu merge, nu merge. Ce m-am tâmpit, doamne. Doamne, m-am tâmpit. Nu, cum să cânti așa? Trebuie să ai și chef, trebuie să fii underground acolo, Camelia, Puia, eu. Bun, și na. Cam asta e cu melodia, fac măsă mult. Pup. Dacă nu mi iese nici episodul ăsta, mă jur că mă las. Oricum îl postez 7, asta e 7 oameni. Unul e de ajuns să fie hacker, mă. Mamă, am avut meciuri atât de bune, mă. Bă, și vine la mă cu sabie de diamant și dă de la 20 de blocuri, mă. Niciun rod nu puteam să-i prind că ăla sărea cu critică cu. Bă, cine naiba sparge chestul ăsta și nu ia nimic din el? Or fac să-i chiar o săgeți. Da, bun. Ok, acum pentru cei care au stat până la. Mamă, finalul episodului, aproape, mă rog, până mai de mult. Vreau să vă anunț că vineri de la 11 încolo voi fi pe Paint PvP. Și de acolo voi juca cu voi și după voi porni la un episod de filmat cu voi. De la 11 încolo. Deci cei care or să vrea să joace și care o să aibă. Mamă, hai mai întâi fac sabia. Care o să vrea să joace și o să aibă și posibilitatea. Ne întâlnim pe Paint PvP. Ok.
IP-ul, nu știu care este. Oricum, căutați și voi acolo pe YouTube Spain IP sau ceva în genul. Vă dă spain.pvp.com sau nu știu, ceva în genul. Ok, băi, destule lucruri bune și meciul trecut odată am cerut și eu de asta și n-am găsit. Bun, hai să... E cineva pe aici pentru că vreau să sar în apă. Hop, hop, hop. Fuck. Ok, sunt că și n-am simțul găurii. Vă aveți simțul găurii, adică simțul găurii. Ce mai așa, gen, când faci pipul. De ție așa, deci să nu tremure așa, mă, n-am dat tot colacul ăla, nu? Nu-i bine așa, mă. Nu-i bine. Da, mă, și... Totuși cei care au ajuns până la minutul ăsta din episod vreau să le mulțumesc că totuși încă îl urmăresc și nu sunt fucked up și deschid videoclipul și după îl închid și... ok, melodia, ok, am înțeles, ok, pa. Și chestii de genul, oricum, nu știu, nu mă mai au neapărat după like-uri, adică like-urile sunt o metodă ca să vezi cam câți dintre... Adică să vezi cam cât l-a plăcut, adică faci o medie, dacă tu ai cam 300 de vizuri pe clip... Și strângi undeva la 40-50 de like-uri, înseamnă că e ok, că merge totul bine, că le-a plăcut la abonați, etc. Hai să pun un gheppel, nu un gheppel, unde e gheppel, uite aici. Ok, fact up, nu-mi place ciorba nici asta. De fapt am mâncat o ciorbă și mai cum am făcut ciorba iute. Oh my god, faci ciorba iute pentru că o greșit ardeiul. O da, o greșit ardeiul, dacă mă întrebați, o greșit ardeiul și pun un gogoșar de la așa iute, tot. Oma, hai să mă duc să mai fac săgeți repede. Bă, că mai sunt doi. Adică, eu și Tulicom, eu sunt norole sau ce sunt eu? Depinde, nu știu, adică eu șansă, știți? Adică de 50-50, știți? If you know what I mean. Bun, pe unde ești eu? Ce prost și eu duc capul să văd pe unde ești, mamă, ce prost. Bun, ok, suntem fucked up, hai să vedem. Ăla era pe acolo, nu mi s-a părut, e doar o chestie. Chestiile astea mereu zic chestii sau fuck up, nu știu, m-am obișnuit cu chestia asta. Bun, hai să pun asta. Mamă, vedeți cum trec de la stări de la una alta sau gen cum comentez așa fără să și trec de la un subiect la altul fără nicio treabă, da, bă, e ciudat, dar totuși pare ok, adică când simți că când te plictisești de pac, ai trecut la altul și nici nu mai apuc să-l termin pe ăla, pentru că fac anacolo și asta nu contează, acum urmărim episodul de survival game, cred că v-am năucit de tot, hai să băgăm gheppelul, nu trebuia să-l bag acum, fuck up, iubi, unde ești? Acolo. Bun. Doamne ajută. Nu prea aud de melodia asta. Nu l-am nimerit, nu? Bun. Textura e Huawei, dacă vă întrebați unde, mă. Hai, mă, că până îmi dai tu o săgeată. Da, ok, ăsta-i combo-ul ăla, știi când... Hai să-i mai dăm bro, două. Hai, mă. Hai! Ok, a zis praf la SG. Ok, i-am dat tenul. GG. Sper că v-a plăcut acest... eu eram norole ăsta, noroi. Sper că v-a plăcut acest episod și nu uitați să lăsați și voi un like și vineri de la 11 încolo pe Spain. Să mergem să ne distrăm tot și să filmăm un episod de SG. Eu sunt Snick și sper că v-a plăcut acest episod și ne vedem data viitoare. Vă pup, pa, bă.